Mi-ați revenit familia mea și eu sunt foarte bucuroasă că de azi înainte eu deja oficial sunt a voastră și voi sunteți a mei. Mulțumesc mult! Eu într-adevăr am emoții, dar în mod obligatoriu vreau... Oh my God! Seriozitate maximă! Bună seara, prieteni! E tare greu să nu fii serios cu asemenea mustăcioară. Bună seara și bun găsit în cadrul acestei transmisiuni live. Mă numesc detectiv... Băi, eu nu știu dacă s-o întind cu vocea asta groasă până la capăt. Mă numesc detectiv laxativ, sau cum mi se spune în popor, misogin mustață. Astăzi trebuie Andrei Bolocan să iasă în emisie, dar zilele trecute s-a petrecut o sărbătoare în Quebec, provincia canadiană Quebec, Journée des Patriotes, ziua patrioților. Și așa cum Andrei... patriot adevărat, el puțin și-a ridicat steagul, sau cum se spune în franceză, și-a umflat nârca. Acum eu îi iau locul. Dragii noștri, astăzi o să urmăriți în direct o investigație șoc. Investigație șoc. Să astupați urechile, că uneori o să vă șocheze ceea ce o să auziți. Pentru că astăzi noi, cu ajutorul vostru, o să descoperim un intrus în politica moldovenească. Un om care nu-i de-a nostru. Și da, eu înțeleg. Noi poate nu suntem rasiști, noi poate suntem toleranți cu mai de toate și cu mai de tâti, dar noi încă nu suntem gata să acceptăm extraterestri în politica moldovenească. Ori astăzi, marți, 20, nu știu cât acolo, noi am aflat că în politica moldovenească există extraterestri. Vreți să-l cunoaștem? Sunteți gata să-l cunoaștem? Da! Sunteți gata? Da! Sunt mai mult de 5 oameni care mă urmăresc? Am înțeles, putem purcede la live. Bună seara tuturor care s-au conectat, haideți să ne salutăm, sunteți toți vei frumușei, Victoria, Dan, Victor, Veronica, toți cu mine, cu mătrii. Eu sper că acest live este privat, că n-aș vrea să-l vadă chiar toți în public. Dragii noștri, uitați-vă dar cum facem noi următorul lucru. Așa, astăzi s-a petrecut o conferință de presă. Tradițional, în fiecare marți se petrece... Băi, dar eu nu știu dacă vreau să o întind cu vocea asta. Poate altcineva. Poate altceva. Hai dați-ne sugestii mai jos în comentarii cum ar trebui să suni vocea lui detectiv laxativ. M-ar ajuta. Eu am găsit imaginea acestui personaj, dar încă n-am lucrat vocea lui. Mă tem să nu o dau prea tare în Fedot, când mă apucă nostalgia și nu-s gata să-l reînvii. În același timp, nu știu, să-l dau cu accent rusofon, nu știu, mie îmi pare detectiv laxativ totuși o leacă rupt de realitate. E și el un fel de extraterestru. Poate cunoașteți exemple de personaj din film care m-ar inspira să găsesc o voce. Ajutați-mă în comentarii să găsesc o voce pentru detectiv laxativ. Da? Vă rog. Numai nu cu, dacă vă gândiți, dacă e laxativ, deodată vă gândiți la urățenii. Nu. V-am spus că a doilea nume a lui e misogin mustață. Așa că încă mai lucrăm la acest personaj. Îl facem crowdsourced character, cum s-ar zice. Voi pe mine m-a ajutat să-l lucrez. Așadar, haideți să urmărim un fragment... Nu, de-am sunat prea tare ca Andrei. Haideți să urmărim totuși un fragment din conferința de presă a Partidului Democrat de astăzi, sau unui reprezentant a Partidului Democrat, pe nume Vladimir Cebotar. Hai să apăsăm pe butonul. Unde e butonul? Aici e butonul. Iată butonul. Aici? Aici. Foarte bine, perfect. În primul rând, vreau să vă spun că pe pagina... pe contul de YouTube al Partidului Democrat, e că aici vedeți, acolo scrie în colț 2121, asta e un cont Ilia Vicol, e un cont care tare des face upload la foarte multe videouri din politica moldovenească, nu cunosc cine e băiatul, dar face treabă minunată, adesea mă uit, iată uitați-vă, Ilia Vicol, da? Și asta are 21 de minute, această transmisiune, dar pe pagina PDM, pe contul PDM, are cât? Are... Așa, în primul rând 34 de views, felicitări. Are 17 minute, mai puțin. Dar de ce? Pentru că se zvonește în piață că domnul Vladimir Cebotar a făcut un... cum se numește în franceză? Praiobă lingvistică. A spus ceva pe gură ce nu trebuia să spune pe gură. Poate pe altă parte da, dar dacă este doar gură care scoate sunete, hai pe gură. Și iată, a scos asta pe gură și se zice că PDM-ul ca și cum a tăiat acel fragment. Dar nu trebuia, că ceea ce tai cu gurița nu se scoți cu bărdița, proverb vechi românesc. Și e că eu vă invit să vedem la ce anume a avut această scăpare domnul Vladimir Cebotar și de ce eu...
Detectiv laxativ, cred că acesta nu este scăpare, dar, dimpotrivă, un adevăr curat, care ne va ajuta pe noi să înțelegem mai multe despre politica moldovenească. Atențion! În primul rând, uitați-vă cum, cât de solemn intră el în sală și cum începe el conferința de presă. Cât de tare îl iubesc colegii de la Sunet. Asta nu eu am pus melodia asta, asta e melodie care se aude pe fundal atunci când intră jurnaliști, e un fel de... Adorniță-n șetișor, amuș vă aducem un politician pe padănos, adorniță-n șetișor, dragi jurnaliști. Și e că muzica asta cântă și cred că o adorniți și omul de la Sunet, pentru că ce botari! Dita mai vicepreședintea partidului, grăiește, dar microfonul nu-i pornit. Ai, se întâmplă și la casă mai mari. Care anunțăm... Încă o dată. Tradițional, în ziua de marți, avem briefing-ul în care anunțăm cele discutate în cadrul ședinței de partid, care este una mai extinsă. Și astăzi, în mod special, am discutat despre rezultatele alegerilor care s-au petrecut în ziua de duminică. Cu această... Serios! Ia să vedem ce o să ne zic el nou. Practic nică și eu o să schipuiesc o leacă timp și o să ajung la momentul în care... Reprezentantul Partidului Democrat ni se laudă nouă că a câștigat în câteva localități primărie. În care localități, domnul Vladimir Cebotar, vicepreședinte PDM? Continuare. Dar cu aceeași ocazie vreau să felicit și primarii noștri care au câștigat alegerile în comuna Leușeni din raionul Hâncești. Leușeni-Hâncești. Satul Nemțeni din raionul Hâncești. Da. Comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Dar pun Jora de Mijloc câștigat Marina Tauber de la Șor. Ce-o zis? Încă o dată. Leușeni din raionul Hâncești, satul Nemțeni din raionul Hâncești, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Cer scuze, aici noi nu am câștigat, din păcate, comuna... Nu, taman aici ați câștigat, domnule Vladimir Cebotar, nu vă luați cuvintele înapoi, uitați-vă și de tare ați câștigat, uitați-vă, vă arăt încă o dată, că mergem aici, uitați-vă și de tare ați câștigat în comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Vreau să mulțumesc întreaga echipă care a fost alături de mine, domnul președinte care a fost alături de noi toți, pentru... Șterge ochii, plânge! Plânge! Și noi, într-adevăr, eu cred că am învins nu numai în comună Jora de Mijloc, dar o să vedem că am obținut mult mai multe rezultate. Împreună cu noastră, noi începem o nouă istorie și o nouă filă de istorie a comunii Jora de Mijloc. Vă mulțumesc mult! Bravo! Șamu, repet, pentru așa care au urmărit emisiunea Lumina mai devreme, colegul meu Andrei Bolocan v-a povestit despre un fetiș bizar al domnului Ilan Șor. Lui îi place să strige ura. Fie că asta strage din copchelărie, fie că asta e o manifestare sexuală din subconștient, noi încă nu știm, dar lui îi place să strige ura. Șamu, la urmă, și face el? Da, Marino, trecată! Ura! 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 Давай, împreună cu mine, mai jos în comentarii, Zamarinu Traicraftnaya, ura, ura, ura! Eu înțeleg, eu ca detectiv ar trebui să-mi păstrez calmul și să nu spun aceste cuvinte, dar odată și o persoană publică, Ilan Șor, hai să intrăm adânc și hai să ne imaginăm că omul ăsta atunci când orgasmează strigă... Ați găsit, Traicraftnaya, ura! Nu așa e omul, așa îi place lui și nu vă place vouă. Oh, leole pusticică, stai că mă sună cineva. Da, Valodia, потом отвечу. Ați văzut Partidul Democrat cum ați câștigat? Nu, hai încă o dată să vă arăt, hai, mai ies din un video, hai să vedeți. Davai, am câștigat în Jora de Mijloc. Дорогие друзья, я хочу... Filmarea, конечно, nu e nici cu drona, nici cu... Eu aș fi preferat de fiecare dată când văd un video cu Ilan Șor, anume așa să-l văd blurat. Pentru că felul în care el grăiește, și ne amintește tare de fiică mea, de Magda. În Orhei trebuie toți să trăiască în Europa, ca în Moldova, Orhei, ura! Abia că eu tot așa și video aș vrea să le văd blurate. Anyway. Я хочу в первую очередь поздравить всех. Давай, поздравляй. Я хочу сказать огромное спасибо Марине Таубер, которая здесь вместе с вами. Илан Шор, миллионер, берем пахар де пластик. Я казан сам на себя пропи де попор, молодец.
стала частью вашей семьи, стала частью вашей жизни, которая всю эту компанию любила и жила именно этой победой. Ну именно как не любить Дидоу Суть Шейдзештри и Димей Дилей? Как не любить Кенмарина Тауберку, а ты Тенкал Кэрю Каштигат, да комиссия электорала Централа Дуарми Майще Вадикет Конштинца Луюра Лянка? Как не любить, Еланчик, блять, я бы не то чтобы любил, я весь день бы любил по пынен моментум каре держа рошу штрес недучим лауролог, я бы любил, понимаешь, ты очень любил. Ай, красота, смотри под конец. Потом сразу беремся за дороги. Куда ты уехал? Куда ты уехал от меня? Давайте договоримся так. Уйти чили промити, аллигатори лордин жора, демижлок, елан шор. Давайте договоримся так. Мы обязываем собрать нас всех, накрыть нам стол и каждого отдельно поздравить, так? Да! Ану 2018, Република Молдова, он кандидат, каштига примария антро комуна, ши... Шефу партидлу, din care faci parte acel candidat, zici că noi obiazvăm ei накрыть нам стол и поздравить каждого из нас. Да cum să zici de acordă? Tu și pentru asta votezi un primar, așa-i? Prieteni, cunoașteți oameni de pe jora de mijloc? Eu sunt destul de detectiv și destul de laxativ uneori, dar n-am cunoscuți pe acolo. Pe raionul Orheiam, dar pe jora de mijloc încă n-am. Dacă voi aveți, încercați să le dați de știri că e... Cum zici asta iarăși în maghiară? E pizdețul dacă îi votează pe cineva ca să-i hrănească slintind o masă. E pizdețul cel mare. Și ei îngroapă democrația și iau tot responsabilitatea și ei numiți bleați groparea democrației ăștia din jura de mijloc. Dacă sunt atât de victime și atât de ușor au votat pe cineva care e mama lor, teper ea vașa, a vă mai, e o sa voastră de-a voia mei, o nouă filă din istorie. Марина, это первый приказ тебе от партии, понимаешь? Это приказ от партии. Гениал, а потом за дороги, конечно. Давай сначала напьемся, блядь, нахрюкачим этих саранточ депрессат, а потом, может, дороги будем кыркировать. Хашей? Хашей, Марина. Красота-то какая. Комиссия электорала Централа Инкадорним, фарти бини и тырдзу, и удяста ж я мадунат пи приятень имея пропец, я ну врю пи войсы ват резеск. Красота, ревенинд, пентру ашей каре пати, ну де мулт со конектат ши нон целес ши се întâmplă, драж приятень. Нума ши. Ай, ктива ори норма. Владимир Чеботар, Андрей, детектив, фи серьез. Vladimir Cebotari o felicitat indirect, pe nevrute, întâmplător și greșind candidatul partidului Șor din comuna Jora de Mijloc. Iaca, noi cu voi suntem oameni deștepți, noi săpăm adânc și noi credem că Vladimir Cebotari pe bune a avut asta în vedere. Pe bune el nu degeaba o felicitat. Am o sărim noi de la video cel lung, pentru așa care m-au văzut de la început, eu am spus că este un video lung în care este acest praiob și un video mai scurt pe contul de YouTube a celor din PDM, unde acest proiob nu este acest proiob lingvistic. Așa că noi sărim la momentul în care Vladimir Cebotar răspunde la întrebările jurnaliștilor. Asta e o rară ocazie, de obicei PDM-ul este foarte de neatins, înțelegi? Plahotniuc, în general, este un vis pentru foarte mulți jurnaliști. Mai puțin pentru a și la publica lor, uneori le se impune să filmeze cu dânsul documentare. Da, Cristian Tabr? Dar pentru mulți este un vis. Dar uite că de data asta s-a oferit să răspundă la întrebări Vladimir Cebotar. Vreți să ascultăm genialitățile care se iasă din dumnealui? Hai! Asta după și, apropo, după și o anunțată chestie foarte importantă. Că ei nu a avut candidat nici pentru primul tur la alegerile din Chișinău și nici la Bălți. Și nu a avut favorit nici pentru a doilea tur. Deocamdată. Încă n-au. Asta după și luna martie... Domnul, blядь, Plahotniuc a zis că susține candidatul pro-european cu cele mai mari șanse. Și că stai, am uști, uiți, ok, bun, până mă era complicat, că erau câțiva unioniști, erau mai mulți pro-europeni, n-ai pe cine alegi, îl înțeleg, Plahotniuc, e greu să te decizi, stai în fața la vinotecă și aia cu jinuri de 3 euro, deci Cristian Tabăr, blăit, la 5 dimineața, îți sună la ușă, hai să jucăm niște șahmate, domn Plahotniuc, lăsați-mă în pace, e om și el, Plahotniuc, trebuie de lăsat pe dânsul în pace, el sughiță tătă ziulica. Și acamu, gata, e turul 2. Năstase Ceban, socialiștii. Năstase, ca și cum faci parte din aripa Partidului Popular European. Ca și cum, nu-i tare greu de înțeles și nici pro-european. Dar Plahotniuc, ne-o zis că vrea să susțină pe cel pro-european. Și amu, nu e că tu ai zis că ție-ți place să susții pixuri cu gel. Ia că este pix cu gel, sau...
Și să nu susții creioane. Și că tu ai un creion și un pix cu gel. Da, păneat, poate pixul ăla cu gel o leacă e mai ros, o leacă mai rugumat, înțelegi? Dar pix cu gel intră în categoria acelor pe care tu ai zis că vrei să-i susții. Precis nu-i creion. Dar tu în continuare ești indecis. Cum asta se întâmplă? Șlep ochicat creionul. Asta e semnă-i. Ochicat creionul. Ați înțeles aluzia? Nu, pur și simplu este gravitație la Montreal. Hai să ascultăm cum răspunde Vladimir Cebotar la întrebările jurnaliștilor legate de turul 2 și poate multe alte aspecte curioase care au răsărit, de exemplu, vinerea trecută, niște interceptări telefonice. Atențion! În zilele cotidiene de membru a Parlamentului. Eu vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, suntem gata să răspundem. Avem, domn Cebotar, avem. Patricia Bodoleanu, ProTV. Ați spus că nu o să anunțați public pe cine susțineți. Unde păi crești? Atunci și cum? Vorbeați de membri de partid care în discuții cu cetățenii vor discuta, vor vorbi? Frumos, Patricia. Scuzați pentru comentariu. Eu, ca detectiv, foarte mult timp petrec în birou și puțin comunic cu oamenii. Și atunci când văd față de om simpatică, țin să apreciez. Suntem un partid foarte organizat, cu structuri foarte extinse pe întreg teritoriul țării și acest lucru este valabil și în municipiul Chișinău. Noi suntem partidul cu cel mai mare număr de membri la data... Stați, de ce așa calitate proastă, iertați-mă. ...ziua actuală. Noi, pe lângă faptul că avem instrumentul sau posibilitatea de a comunica public cu membrii și susținătorii Partidului Democrat, noi acest lucru o mai putem face și prin intermediul organizațiilor noastre teritoriale. De fapt, credem că acest mecanism este și cel mai reușit. Va fi pentru noi o oportunitate suplimentară să ne vedem încă o dată cu membrii noștri de partid. Genial! Genial! Neapredilionăstea din partid este o oportunitate genială pentru dânși minunată să mai întâlnească încă o dată. În luna martie, băi, ne-a căuit Plahu, Otniuc, primărie, Chișinău, descătem. Va susține. Cum era știrea și aia? Nu, chiar că eu nu amintesc din asta. 6 martie. Deci, PDM nu va avea un candidat. Candidat unic trebuie să fie identificat de partidele pro-europene. Ok. PDM nu va avea un candidat la alegerile locale. Pe cine va susține? Ei, șeiștea cu atât de întrebări. Acesta a menționat că deși PD are șanse destul de mari să câștige aceste alegeri, nu vor propune o proprie candidatură pentru a facilita negocierile între partide și avantaja în scrutin candidatul unic. Nu e că s-o folosit expresia asta pro-european, poniat-no, mai departe, cum facem noi? Stai, scuze că m-am arătat acolo ulea de spoiler. Mai departe, cum facem noi? Pe cine susținem? Tu grăiești un minut jumate despre cât e de important să te mai întâlnești odată cu membrii PDM, pentru că în martie noi ca și cum de-am știem pe cine susținem, dar hai să mai întâlnim odată, e diznai. E ca așa un horoscop, hadea ce este acest Vladimir Cebotar. Mai departe. Partid? Să mai auzim încă o dată problemele pe care le au și cu care se confruntă, dar și să vorbim despre organizarea pentru alegerile din turul 2. Deci, ulterior o să anunțați eventual public opțiunea partidului. Dacă membrii noștri de partid așa vor considera, așa vom face. Dar dacă nu, partidul despre care tocmai ai menționat, care și mai mulți membri din țară, probabil a să tacă ca, cum se cheamă proverbul și ăla, Sergiu Sârbu în iarbă? Nu, le-ai prea urât, nu trebuie să spun asta la microfon. Iată, abia că a să tacă partidul, n-a să spună. Pentru că partidul e cu și mai mulți membri, și un partid care trebuie luat în serios, și când vine vorba de asemenea alegeri la care noi ne-am angajat să susținem candidatul pro-european, noi n-a să vă dăm un răspuns. Ribeata! Sau voi ați delegat persoana greșită și această persoană este Vladimir Cebotar și el este extraterestru și el grește nu așa cum voi vreți? Sau voi vă încurcați în declarații mai ceva ca un copil de 3 ani? Serios, eu azi s-ar îngrăit cu fiicmea. Nu eu, Andrei, colegul meu, Andrei Bolocan, că eu sunt detectiv laxativ și sunt virgin. Fetelor, apelați. Iată, și m-am auzit cum Andrei vorbea cu fiica și spunea, salut, fiica mea biologică, îți este dor de tatăl tău biologic, vrei să ne vedem? Și fiica spunea, păpușa s-a căzut din camion, eu am mâncat cireșe, eu mă duc la culcare, unde
tu ești acuș, da. Un fel, înțelegeți, nu prea să înțelege. Iată, și e ca și în cazul membrilor PDM, nu prea să înțelege și vor ei să spună, bratanci, și mai departe, poate să ajungem la un mal. Și am încercat să obținem ieri o reacție din partea Partidului Democrat în legătură cu o știre care a apărut la România Te Iubesc de la ProTV București. Acolo se vorbește despre implicarea domnului Vlad Plahotniuc în afacerile din România care ar fi legate de scheme de spălare de bani. Ați discutat astăzi poate în cadrul ședinței? Poate veniți cu o declarație publică? Noi în partid nu discutăm astfel de acest subiect sau astfel de subiecte, deoarece în mod special este un subiect care ține de viața privată a domnului Plahotniuc. Dar... Oh, fuck! Un membru a partidului tău figurează într-un material. Pe umerii lui spun niște pogoane din vinuire, vezi strândeți și voi nu discutați despre asta. Dar deși atunci discutați public despre consilierul PDM din Corjăuț, care o tamponat, un băiețel, a făcut un accident și era bat la volan și s-a dus acasă sculși. De ce voi discutați? Asta nu-i viața privată a acelui consilier PDM? N-are el voie, bleți, scal și câți băiței vrea pe drum? Asta e viața lui privată. Așa și Plahotniuc? Ei, dar voi sunteți democrați, dar nu cuteți? Cineva e cineva, dar cineva e Plahotniuc? Eu vă zic că ăsta e inoplanetianin. El sapă groapa propriului partid. Uitați-vă cum îngroapă propriul partid acest Vladimir Cebotari. Noi nu discutăm în mod special nici toate speculațiile care se pot produce în jurul unui subiect. Noi știm că familia sau numele domnului Vlad Plahotniuc este unul foarte ușor de mediatizat și atunci când cineva vrea să se victimizeze sau să speculeze, ori uneori să-și facă anumite, să obțină anumite dividende politice, ori de imagine, ori de altfel, face legătură cu numele dumnealui. Ceea ce este trist, pentru că înseamnă că, de fapt, persoanele nu au altceva de făcut decât să speculeze. Iar noi de speculat încercăm să stăm într-o parte. Oh, și pavarot, înțelegi? Noi nu ne place să vorbim despre troleibuze, pentru că adesea troleibuzele când merg, ele merg lângă asfalt, dar primăvara lângă asfalt sunt mai multe omizi care se pot transforma în fluturași. Știți, fluturașii fac fâl, fâl, fâl și dacă troleibuzul calcă o omidă, nouă tare nu ne place să vorbim despre troleibuze. Foarte urât ați făcut troleibuz. What the f- și-ai zis numai și vouă nu vă place să speculați? Dar vă place să vă încurcați în declarații, znaci? Hai așa, hai să-l bucurăm pe Vladimir Cebotari. Noi n-ați grăim mult despre domnul Plahotniuc, el nici nu e în acest video. Noi ați grăim mult despre Vladimir Cebotari. Noi ați facem din numele lui un motiv de a acumula credit politic. Wait for it, iobana! Mergem mai departe. Cum explică Partidul Democrat rezultatele alegerilor locale din municipiul Chișinău, având în vedere că sondajele îi plasau pe Silvia Radu și pe Ion Ceban pe primele locuri? În primul rând vreau să menționez încă o dată și pentru noastră că noi intenționat am stat separat de alegerile de municipiul Chișinău. Blea, iau vreo școală acolo în care să îi învață să grească așa cum candu. Ei, acuratninca, dă să-ți fac un masaj. Un masaj din spate, din față, îți dau cu cremă pe sub ochi. Noi am stat deoparte, fluturașul fâl, fâl, fâl. Fut o interceptare telefonică! Fut o știre falsă! Fut propagandă la patru canale. Niște jazz ți-a-n urechi, dar noi culegem în buzunare curechi. Ta-ta-ra-ta. What the fuck? Uite-l des cum grește, parcă-i cremă de mâini. Pentru noi a fost un exercițiu greu, vreau să vă spun, pentru că unii colegi de-ai noștri au dorit să participăm în aceste alegeri. Hai să-l compătimim, hai să compătimim pe PDM-ul, vă rog frumos, folosim hashtag-ul Nijeli Discibotari, Nijeli Dipedemie, Dipedemie, așa scrie, Dipedemie, Nijeli Dipedemie, hai să compătimim, asta a fost un exercițiu greu pentru dânși. Partidul Democrat care avea șansa să câștige alegerile din Chișinău, e așa zic, o stat într-o parte de la aceste alegeri, o zis... Suntem într-o parte, alea, când este în exercițiu greu, dar noi suntem într-o parte. Hai să apreciem efortul ăsta, vă rog frumos. Folosiți hashtag-ul Nijeli Dipedemie, împreună să scrie. Să luăm o decizie responsabilă de asta separat, pentru ca cetățenii noștri să înțeleagă că Chișinău nu mai trebuiește jucat, așa cum a fost jucat. Din păcate, maturitatea politică nu a fost chiar... Partidul și mai mulți membri, partidul și mai mulți bani stă
într-o parte de la cele mai importante alegeri locale din țară, pentru că Chișinăus nu și-i jucat. Pentru că Chișinăus nu și-i jucat, bleate, ăsta și-i băsmăluță la tine. Și despre ce grăiești. Prezentă la toți actorii noștri politici și avem ceea ce avem cu dumneavoastră. Dar sperăm că aceste lecții urmează a fi învățate. Sperăm. Deci pe viitor... What? Te-o întrebat de sondaje, bleate? Și de cum grăiește el? Serios? Îmi pare rău, eu n-am avut timp să transcriu și grăiești el, dar dacă ai face din asta text, my God, eu cred că ai putea lua Bacu cu notă de trecere, sigur. Și obțin pentru prezența cuvintelor. Doar să mai credem în sondaje sau nu? Că nu mi-ați eu cred că sondajele trebuie să fie citite foarte atent și analizate și ele dau răspunsuri la situații și prognoze din punctul meu de vedere corect. Doar că există și alte fenomene și cred că unul din fenomene este și lipsa unui șir de votanți. Eu aici aș risca, poate să zic, că faptul că noi am fost pasivi, asta a vorbit și despre pasivitatea unui sector, un segment destul de larg de alegători. Blăți, cel mai tare anecdot ever! Pentru că PDM nu a fost activ în alegeri, mulți oameni au decis să duc la șașlâc să bronzeze. Dați-mi voie să vă văd în față, arătați-vă cine sunt susținătorii PDM care au zis că, ei, pentru că noștri nu participă, n-avem nici noi pe cine vota. E ca în 2015, da, am fi putut, da, Monica Babuc atunci candida, Ghinișorul a luat 17,3 voturi, tare Ghine, dar noi putem să le câștigăm, avem mulți candidați. De asta televiziunile noastre sunt pe Silvia Radu, candidat independent, dar noi nu participăm. De asta alegătorii noștri, neparticipând, au făcut ca procentul de oameni care au mers la alegeți și unul foarte mic. Bliați, partidul vostru are rating sub plintus, ciuvacioc. Voi ați reușit prin șantaje, prin primării, prin localități să obțineți locuri la primării. Dar nu cu alegeri democratice, dragă. Ți-amintești de 2014 cum ați nimerit în Parlament? Ți-amintești cum a fost votat guvernul condus de voi? Despre ce popularitate grăim noi? Vă rog frumos, dați-mi de știri, există acești oameni? Poate ceva cu celălalt care TV8 l-a arătat, care s-a dus să bronzeze? Poate acela e susținătorul lor care a zis, a noștri nu participă anul ăsta. Hai la bronzate! Hai! 50.000 de oameni s-au dus la bronzat la Sculeanca. Așa a fost. Dați-mi de știri mai jos în comentarii. Vă rog tare mult. Prieteni, eu știu că voi probabil urmăriți acest video și puneți like-uri. Voi puneți like-uri pentru că vă place de mine, de detectiv laxativ. Dar nu uitați, spuneți și față tristă. Pentru că există eu în cadru și există Vladimir Cebotar în cadru. Există profesionist detectiv laxativ și există Vladimir Cebotar. Om care a trecut prin chinuri grele, pentru care a fost un efort neparticipare. Puneți față tristă în loc de like-uri. Să nu credeți că doar eu contez în această transmisiune live. Fața tristă va semnifica faptul că voi simțiți ceea ce simte și domnul Vladimir. Noi, apropo, trebuie să inventăm până la sfârșitul acestui live un nume de extraterestru pentru dumnealui. Și totodată, ultima mea întrebare este despre Crocs. O înregistrare audio care a fost publicată de postul de televiziune Jurnal TV în vineri, în ultima zi de campanie, în care se vorbește, în care domnul Constantin Bodnar spune că Igor Dodon nu este un concurent pentru Partidul Democrat, ci mai degrabă Maia Sandu și Andrei Năstase. Este acea înregistrare autentică? Noi, iarăși, nu ne lăsăm atrași în niciun fel de speculații. Pentru noi, sunt considerate mizerabile oricare tip de înregistrări care s-ar produce ascunse sau fățișe sau de oricare altă natură. Vouă vă vine să credeți că voi auziți asta? Asta e real? Reprezentantul Partidului Democrat consideră mizerabile înregistrările astea. Wow! Deja e mai bine! Credem că este foarte înjositor pentru toată lumea și batjocoritor față de toți ceilalți oameni, cei care folosesc astfel de tipuri de instrumente. Și noi credem că cetățenii noștri sunt destul de înțelepți și corecți să nu se lase prinși în momeala unor astfel de jocuri murdare și josnice. Iar cei care fac astfel de jocuri rămâne doar pe seama lor să le accepte sau să nu le accepte. What the fuck? El iar grăiește fără sens.
Cetățenii să aleagă și bun și rău, dar cei care fac aceste jocuri, pe seama lor, să accepte, să accepte. Dar cert este că Vladimir Cebotari sapă groapa tot mai adânc pentru propriul partid. Super fain! El pe noi ne îndeamnă să fim maturi, serioși, să nu luăm în serios aceste speculații, aceste chestii înjositoare, mizerabile. Mulțumim! Vă vine să credeți că noi am ajuns asemenea zile în care... Omul, asta e super fain, asta e super fain. Omul care vine și îți faci chedică, spune, ei, eu sunt pe lumea asta ca să-ți fac chedică. Țineți minte Terminator, țineți minte când o pogorât Terminator pe pământ. Este și o sărbătoare religioasă, cum e se cheamă, pogorârea lui Tătâșe. Abia când o coborât Terminator pe pământ, el a anunțat, ei, eu sunt pus aici ca să o omor pe mamta, sau pe tine, sau mai știu eu și să o omor aici, înțelegi? El a anunțat din start, așa și Vladimir Cebotar, el ne anunță, vă rog frumos, noi suntem mizerabili, noi folosim metode înjositoare, niște instrumente nedemne, batjocoritoare. Încercați să vă feriți de oameni ca noi și de asemenea instrumente înjositoare. Mulțumim, mulțumim, serios, că pe tavă ți-a servit îngroparea propriului partid. Superb. Mai departe. Ori este și probabil irațional să mai discutăm dacă astfel de înregistrări ar fi valabile sau ar fi o făcătură. Noi știm foarte bine cum aceste lucruri pot fi și sunt foarte dejonglate, în special de unii care le lansează în spațiul public. Haideți să fim maturi. Asta este îndemnul nostru. Dragi prieteni, dar nu se șterge mustața atât de ușor. Dragi prieteni, Detectiv Laxativ v-a ajutat să fiți mai aproape de adevăr. V-a ajutat să înțelegeți de ce este important să fiți maturi. De ce este important să nu cădeți pradă unor instrumente înjositoare folosite de unii care noi bine știm că pot să mai manipuleze, pot să jongleze și este irațional să discutăm dacă e adevărat sau nu vreo interceptare telefon. Irațional, a zis domnul acesta. De la care niroasă a rațiune. Mai departe. Mulțumesc. Elena Păgaru, TVR, domnule Cebotari, ați anunțat că ați înregistrat în timpul scrutinului mai multe încălcări. Dacă ne puteți spune mai multe detalii despre aceste abateri și dacă ați sesizat organele competente referitor la aceste încălcări. Vreau să vă atenționez că, deoarece noi nu am participat la exercițiul electoral de duminică, noi nu am avut și nici observatorii noștri înregistrați oficial. Lucru care face imposibil ca noi să devenim actori cu drepturi depline, să contabilizăm, să le documentăm și să sesizăm instituțiile sau organele abilitate cu aceste lucruri. Știm însă, pentru că avem și noi membrii care participă la vot sau care urmăresc din pur interes despre un larg număr de abateri pentru că, care au fost comunicate și noi am avut persoane care au dus evidența acestora în anumite puncturi și astăzi am avut ocazia să le discutăm, știm că ele s-au produs. Știm și care sunt actorii. Sperăm că ele au fost documentate și transmise organelor competente. Și foarte mult mizeam ca Comisia Electorală Centrală să vină cu anumite poziții pe aceste încălcări și abateri. Stai, tu știi că ai mai mulți membri? Adică nu, stai. Tu știi că ai tăi nu au participat ca observatori. Tu nu ești actor cu drepturi de pline. Dar tu știi că mai mulți membri au mers la vot. Și tu speri că CEC a fost sesizat? Tu speri, adică tu nu ești sigur că v-ați făcut asta. Dar voi ați remarcat aceste încălcări. Care-i pontul din remarcare acestor încălcări? Du până la capăt, comunică cu o instanță, ca noi azi să ne uităm la tine, dar după asta scrim Partidului Democrat împreună. Da, să mergem pe pagina Partidului Democrat, pe site, și o scrim o mică scrisorică. Voi mine să mă ajutați să facem asta. Dar până una alta... Noi vedem un om care grăiește nesigur despre aceste încălcări. Interesant dacă o remarcat încălcarea la câștigătorul din Jora de Mijloc, câștigătorul PDM, oi, scuzați, am greșit, asta nu-i de-a nostru, care o încălcat tare multe lucruri. Gen, eu din câte am înțeles nu spate făcut concerte electorale. Dar dacă mergem pe pagina Partidului Șor, noi suntem hărnicuți cu voi. Mergem și săpăm și ne uităm. Ce a făcut Partidul Șor? Mergem la Fotos, rubrica Fotos, da? Ne ducem la Fotos, ne ducem la albume. Nu, stai, unde sunt albume? Dar unde albume sunt? Sau cele posteri? Galerie foto? Niet, подожди. La post s-am întredus. Iertați-mă eu, ca detectiv, puțin mă pricep. Ne ducem departe la Marina Tauber. Ne ducem, de exemplu, uitați-vă aici. Uite cum s-a întâmplat victoria Marinei Tauber. Da? Frumușel? Frumușel? Asta din bani de la Comisia Electorală Centrală, nebosi. Din bani declarați. Din banii unui membru de partid, a cărui coleg, doamna Regina Apostolova, a fost alungat pentru că folosea surse obscure.
Aute, ce frumusați! Nu, cum să nu fii fericit? Конечно că trebuie să fii fericit! Saluturi, ei! Saluturi în comună! Unde, când nu mai văzut Jora de mijloc? Saluturi! Au și frumos! Oh, și zdop și zdup au cântat în Jora de mijloc. Când am mai văzut Jora de mijloc, așa ceva. Dar nu numai zdop și zdup. Anastasia Lazariuc a cântat în Jora de mijloc. Concerte, piste, concerte, Ilancic fericit. Minunat! Uitați-vă și frumusață! Și tot asta probabil Comisia Electorală Centrală a văzut și a zis: ei, până nimeni nu ne spune, noi n-am văzut. Pentru că noi ochi n-avem, știți? Noi salariu primim, dar primim așa doar pentru ochelari frumușești să facem campanii sociale. Da, doamna Alina Rusu, democrația contează, tare contează. Tare contează democrația. Dar cel mai bine contează să tragi un căcălău peste această democrație. Și după asta să faci pliante, să dai prin aeropoarte, pe la oameni, prin gări, să spui că democrația contează pentru noi. Iaca, așadar, încălcări au fost și noi sperăm că cineva a fost sesizat că aceste încălcări au fost. Mulțumim, Vladimir Cebotari, pentru exactitudine. De diferite tipuri de încălcări, inclusiv și cele la care dumneavoastră le menționați. Până și la josnica tragerea de mână de către unii candidați pe unii legători ca să-i ducă la urnă să voteze. Asta e. Și cineva a fost tras de mână? Blin! Dar dacă mâinile erau ocupate, de ce l-au tras? Vasile Ilgeanu, Jurnal TV. Vorbeați anterior despre această înregistrare în care ar apărea Constantin Bodnar. Aș vrea să vă întreb despre o altă înregistrare, o discuție privată între candidatul la primărie Chișinău, Andrei Năstase, și mama acestuia. Pe voi, dacă vă surprinde viteza cu care eu am pornit acest video, eu am pus la 1.25 și nu vă nerați. Eu sunt detectiv, așa că eu lucrez o leacă mai rapid, creierul meu e câțiva pași înainte. A? Urmărim. Așadar, despre înregistrarea... Ați auzit de dânsa? Vineri au apărut. Făceți-vă tema pe acasă și auziți. Au apărut mai multe voci care spuneau că o astfel de înregistrare ar fi capabilă să o facă doar instituțiile statului, cum ar fi Procuratura Generală sau Serviciul de Informații și Securitate. Cum comentați apariția acestei înregistrări, dacă este un semnal grav pentru democrația moldovenească și, eventual, dacă au fost întreprinse unele acțiuni legale în acest sens? Și această înregistrare, ca și celelalte, din punctul meu de vedere, dacă sunt înregistrări, este o mizerie. Din punctul meu de vedere, acest lucru este strașnic dacă se întâmplă la noi în Republică. Din punctul nostru de vedere, acest lucru, dacă a fost folosit, noi trebuie să urmărim foarte atent cine și cu ce scop l-a folosit, ori mai este și o altă logică sau o altă zicală, că atunci când cauți cine a comis o faptă, caută pe cel care a avut de beneficiat din urma acelei fapte. Mulțumim! Mulțumim, domnul Cebotar! Când vezi că apare o interceptare sau un reportaj bine montat în care figurează o interceptare telefonică și când vezi că apare pe un site de știri, site-ul unicii televiziuni de știri din Moldova, Publicate de... Eu n-am spus asta. Și când apare reportajul, dar jos la reportaj după textul știrii, e video de pe YouTube postat amu câteva ore în care interceptarea telefonică dintre Andrei Năstase și mama lui, apatunci stai și te întrebi: nu, cum s-ar zice, și ne-a făcut asta? Dar te întrebi, și ne-are de beneficiat, ca să-ți dai seama și ne-a făcut asta? Mulțumim, domnul Cebotar, el a deschis ochii la atâtea adevăruri, bleați, nu? Pe de mie voi aveți un extraterestru, este un intrus, eu nu știu, el e plătit de George Soros, na? Sau de Cristiano Ronaldo? Este plătit ca să vă bagi bieță în roate activității voastre. El v-a îngropat partidul în câteva minute de răspunsuri la întrebări. Și este fost ministru al justiției. Trebuie să aibă o leacă de tren logic în gând și în ceea ce scoate pe limbă. Dar nu pare să fie. Gen, eu vreau să mai ascult asta odată, pentru că asta e ca speech-ul de la Oscar. Știi, asta e memorabil. Acest lucru este strașnic dacă se întâmplă la noi în Republică. Din punctul nostru de vedere, acest lucru, dacă a fost folosit, noi trebuie să urmărim foarte atent cine și cu ce scop l-a folosit, ori mai este și o altă logică sau o altă zicală, că atunci când cauți cine a comis o faptă, caută pe cel care a avut de beneficiat din urma acelei fapte. Yes! Asta e o aluzie că nu, cineva din statul partidului. Nu este nicio aluzie. Noi condamnăm orice tip de înregistrări. Oricând, doar că aș specifica probabil aici, atunci când vorbiți despre instituțiile statului, noi am văzut în spațiu public foarte multe înregistrări. Aha! Făcute publice. Da. Și știm foarte bine că acele înregistrări nu au fost făcute de instituțiile statului. Din păcate, noi cunoaștem cât de adânc și în societatea noastră și în instituții uneori au pătruns unele forțe străine de Republica Moldova, care fac jocuri politice cu actori aici, în Chișinău.
De aceea rugăm încă o dată toată lumea să fie matură și să trateze lucrurile așa cum sunt, iar la chestii murdare noi nici nu vrem să ne oprim. Vă mulțumesc! O pătruns în politica moldovenească forțe străine? Stai, leacă, la ce asta aluzie? Forțe străine o pătruns în politica moldovenească? Și fac aceste jocuri. Și vrei să spun el de nu îngroapă doar partidul, dar sunt, el își dă arama pe față, așa se cheamă de asta. El se spălește că e extraterestru. Au pătruns unele forțe străine de Republica Moldova care fac jocuri politice cu actori aici. Asta numai un extraterestru poate așa când spune un adevăr să-l doar în gât. Eu am citit asta în carte despre extraterestri. Și nu? De aceea rugăm încă o dată toată lumea să fie matură și să trateze lucrurile așa cum sunt, iar la chestii murdare noi nici nu vrem să ne oprim. Mulțumesc. Totuși există la o acțiune legală. Noi nu vrem să ne oprim. Sunt instituțiile statului. Reacția instituțiilor statului. Sunt instituțiile statului care urmează fie să se autosesizeze dacă observă acolo că există un element de autosesizare. Da, nu știu dacă ați observat, dar e marți. În Moldova deja e amușii miercuri peste 3 minute și instituțiile statului până amu nu au zis de unde, cum și s-a întâmplat. Să verificăm. Vineri, mai multe redacții, mai multe ziare, portaluri la noi au contactat CNA, au contactat procuratura și au întrebat de unde există această interceptare. Cum a apărut în spațiu public? Mai scurt, amui vineri, mâine, sâmbătă, duminică, mai scurt ați vă răspunde mai târziu că e tare greu, tare greu de cătat și de văzut dacă Andrei Năstase figurează sau nu în vreun dosar penal, poate mama lui figurează în vreun dosar penal, încă nu știm, dar am uitare de vreme de întrebat și tare greu de aflat, noi atâtea dosare avem și nu există nicio bază de date în care scătăm, nu ne întrebați azi, că azi lumea trebuie să uite la publica, să vadă acest material, să-l mai vadă încă și la alte 3-4 televiziuni și să-l mai vadă repostuit pe alte portaluri apărut peste noapte, dar nu ne întrebați azi pe noi. Bun, ne-am înțeles, mersi. Afighitilna, ceva că o spalit partidul. Să fie sesizate de cei care sunt cu adevărat interesați și să clarifice toate aspectele care stau sau toate subtilitățile acelor înregistrări. Ați declarat în cadrul acestui briefing că Partidul Democrat nu are un favorit pentru turul 2 la alegerilor din municipiul Chișinău. Asta însemnând că nu este un favorit nici candidatul socialiștilor Ion Ceban. Totuși vedem că aceste două zile după alegerile de duminică, instituțiile de presă, televiziunile afiliate Partidului Democrat și-au reluat într-un fel campania de denigrare împotriva candidatului forțelor pro-europene Andrei Năstase. Cum explicați asta? Ia, des-ni convingi. Des-ni convingi. Adevărat asta sau nu? Publica media. Scrim la search Andrei Năstase. Andrei Năstase. E ca așa. Și hai, search. Ceban îl invită pe Năstase la dezbatere. Andrei, hai să discutăm despre oraș în detaliu pe fiecare subiect. De ce l-a luat peste picior astăzi? După ce l-a luat peste picior astăzi îl laudă. Valeriu Munteanu va susține pe Năstase în turul 1. Noaptea albă. Nu, cam nu prea. Ceban și Năstase în turul 2. Nu. Eu am vorbit despre asta ieri într-o intervenție. Nu eu, iertați-mă, Andrei Bolocan, eu sunt detectiv. Andrei a vorbit despre asta, așa s-a întâmplat că duminica, în noaptea de după alegeri, publica a postat un material. Declarațiile candidaților după afișarea rezultatelor. Și erau 3 candidați care au grăit în această știre. Și tu te aștepți să grăiască 3 candidați de top, să zicem 2 care nimeresc în turul 2 și a 3-lea care nu au reușit să iei procente necesare. De exemplu, Silvia Radu trebuie să grească. Și așa s-a întâmplat că el a pus pe Ceban, pe Silvia și a treilea, zici, nu hai măcar a treilea din Năstase acolo cu un colț de urechi să vadă, e că așa ei stau nimerit în turul 2. Dar n-a fost să fie, l-a pus pe Codreanu. Băi, eu zic tot e gine cum este. Nu trebuie nici de schimbat și nimic cu nici nu a greșit. Da, iaca. Noi partidul nu administrăm posturi de televiziune, una la mână. Blять! PDM, dați-l afară, el doarme, el nu-i de-a vostru. El nu știe că voi administrați posturi de televiziune. Și cu acest cosmos în carne și oasă, presupun eu, dacă nu-i Kyborg. Cum adică? El nu știe că voi administrați televiziuni? Anunțați-l! În și pădurii trăiește omul ăsta. Noi știm, de fapt, în și pădurii. Pentru unii dintre noi care au urmărit activitatea lui încât de pe când era ministru, o văzut probabil. Și ministrul ăsta era destoinic, cu cheptul desfăcut, cu fruntea susă, cu bărbie ridicată, așa de tare ridicată că atunci când a plecat la Strasburg într-o delegație, Vladimir Cebotari,
El era... Iectă-l. El era în spatele. Nu, des mai eu pe mine, că voi n-ați vedeți. Ia că așa. Așa ați vedeți mai gine. Ia uitați-vă. Au plecat la Strasburg într-o delegație. Vladimir Cebotar, Andrei Galbur, ministrul de externe. Și Plahotniuc. Și uitați-vă unde e Cebotar. Plahotniuc n-are funcție în stat. N-are nicio funcție în stat. Galbur ministru, Cebotar ministru și Plahotniuc are ochelari și niște foiță. Galbur lângă dânsul. Da, da, azi pagoda e bună, azi nu plouă. Și Cebotar cu cimădanul din spate. Ia că asta e vizită oficială. Tu, ministru 1, ministru 2, ați plecat în vizită, dar în fața voastră e un civac fără funcție în stat. Și la întâlnire cu oficialii, uitați-vă și funcție de ministru are domnul Cebotar. Uitați-vă cum aranjează foițele cu grijă aranjează foițele el. Haideți acolo, dați mână, dar nu așa de repede că nu reușesc. Opa, pixul trebuie să strâng. Uitați-vă cât e de muncitor omul ăsta, nu? N-ai cum să te superi pe dânsul. El spune doar adevărul. Și acest adevăr, probabil azi seara sau poate înspre mâine dimineața sau doar, probabil azi hârâi mai mult din gât, dar azi și-l țin pe noi ne ajută să deschidem niște porți ale minții. Minunat. El nu-i conștient că pandemia controlează televiziune. Doi la mână. Este, probabil am să mă întorc la ceea ce s-a petrecut în această campanie. Este rău faptul că unele posturi de televiziune au mediatizat mai mult sau mai puțin un participant, un candidat sau altul. Băi, ajunge, eu nu mai pot, cât spate, câte lovituri el dă în Partidul Democrat și în sateliții de propagandă, în publica, în canalele holdingului. Domnul Cebotar, dumneavoastră vă riscați membership-ul, blin, la acest club, spa, de sport, sau cum se cheamă, partid, am uitat, democrat. Vă riscați membership-ul cu asemenea declarații. Este și mai rău că acest lucru intenționat a fost făcut într-o manieră denigratoare. Și sper eu foarte mult că acest mesaj pe care noi îl transmitem și tuturor posturilor de televiziune să-și păstreze deontologia pe care eu o au, să păstreze acel cod moral pe care trebuie să-l urmeze și, în primul rând, să urmeze prevederile legale. Care... Oleg Cristal, mă auzi? Oleg Cristal, șeful de la canale. Oleg, ne auzi? Păstrează deontologia. În sens că nu o lua cu tine la lucru. Păstrează-o acasă, ascunsă, la întuneric. Să nu o aduci la lucru. Că dacă o aduci, deodată tot o să fie deontologic corect acolo. Păstrează-o, nu o scoate. Cu cât mai des o scoți, se uzează. Deontologia trebuie păstrată. E foarte clar, stabilesc ce și cum ar trebui să fie mediatizat într-o campanie electorală. Deci candidatul forțelor pro-europene nu va fi o țintă a Partidului Democrat în aceste două săptămâni de campanie. Noi, după cum v-am și menționat dumneavoastră, noi nu am avut și nu avem pe cineva anume pe care să preferăm. Dar o decizie în partid am luat-o, care urmează a fi comunicată membrilor noștri de partid. Noi nu stabilim ținte. Stai, bleat, el mai devreme a zis că vrea să întâlnească cu membrii de partid ca să-i vadă, ca să audă doleanțele lor, să vadă și ei mai doare, ca cu dânși împreună să ajungă la concluzii. Dar mult el de mă zice că o decizie el a luat-o și a s-o comunii și membrilor de partid. Dar zi-o aici, că e un for public. E numai decât trebuie să o afli în direct la tine de la Palatul Feroviarelor undeva. Sau... Deși tot tăi nu ești, amu. Pentru că noi, în Chișinău, am luat decizia foarte matură să stăm separat de acest scrutin electoral. Doar că, ca simpli cetățeni și ca formațiune care este destul de extinsă, vom participa la exercițiul de vot. Iată, acest lucru pentru noi este extrem de principial. Pentru că lumea trebuie să își decidă viitorul cu propriile sale mâini sau prin propriile sale decizii. Nu spuneați adineauri că Partidul Democrat va lua o decizie în privința susținerii eventuale a unui candidat după discuțiile cu membrii de partid? Nu m-ați înțeles corect, o să vă uitați probabil în înregistrare ce am spus. Du-te, bleate, aici, bleate, eu m-am uitat de două ori la acest video! Tu te încurci în declarații! Am descoperit extraterestru, vă rog frumos, organele abilitate, Inspecția Națională pentru Extraterestri. INE, da, este așa o inspecție la Corjăuț, trebuie să mai și acolo niște membri. Vă rog frumos, autosesizați-vă. El există. Amu, împreună cu mine, fie că vă uitați din biroul permanent, așezați pe budă sau vă uitați de pe desktop, numai decât să vă faceți timp și să intrați pe site-ul Partidului Democrat. Iactă-l, minunatul, iactă-l aici. Dă să mă dau pe mine mai jos, că vă zideți mai gine. Iacă așa. Aici eu am căutat tare mult, m-am dus la echipă, am încercat să găsesc date de contact a domnului Cebotar, nu există, există doar o leacă de biografie,
Dar când te duci la contact și obțin, poți să scrii Partidul Democrat, poți să transmiți un mesaj. Și că eu împreună cu voi a să-l transmit acest mesaj. Poate și voi, ați vă simțiți motivați să le scrieți și voi lor. Eu e că scriu cu numele meu real, detectiv laxativ, adresa de e-mail afood@gmail.com, număr de telefon 666-666-666. Dar vă rog, numai nu copiați de la mine, nu vă inspirați chiar tare de la mine, ca pe urmă să copiați fix. Raionul, nu anini noi, noi suntem garatski, Chișinău! Ura! E ca așa, Chișinău și mesajul. Prieteni, voi aveți un inoplanetiane în partid. Partid. Vladimir Chebotar se numește. Băgați de seamă să nu vă îngroape de vii. El este cu Thanos. Noi suntem Avengers. Salvați țara de inoplanetene. Iac așa. Trimite. Comentariu transmis cu succes. Yay! Victorie, dragi colegi. Prieteni, vă mulțumesc foarte mult. Eu, ca un detectiv care mult timp petrece în birou și am nevoie de atenția voastră, îmi vine greu să decid să ies în fața voastră, dar uite că azi a fost o ocazie minunată. Andrei Bolocan, colegul meu de la emisiunea Lumina, a sărbătorit ieri Journée de Patriot aici în provincia Quebec și puțin și-a umflat, cum se numește în franceză, da, maiura și astăzi nu poate fi funcțional, dar eu, cu mustățile desenate de biologie, am ieșit și v-am arătat un adevăr pur. Noi astăzi, împreună cu voi, am fost martori, sute de noi am fost martori unui extraterestru care o pătruns în politica moldovenească și distruge partidul cu și mai mulți membri, îl îngroapă, îl denigrează și face așa ca noi să credem că îi se încurcă în declarații. Haideți să contribuim la o schimbare. Haideți să eliminăm inoplanetenii. Această țară ne aparține nouă, nu lor, inoplanetenilor. Jos, inoplanetiane! Sus, napolitane! Da, cred că asta e sloganul. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, iar pentru cei care se află în provincia Quebec, Andrei tare m-a rugat, el amul respiră cu greu acolo jos. Andrei, nu tușe cu sânge. El m-a rugat să vă transmit. Pe 27 mai, la Montreal, el face spectacol în această duminică. Încă mai sunt bilete online. Cei care cumpără bilete se pot alege cu vin moldovenesc, cu sticle de vin cadou. Da, vin moldovenesc îmbuteliată și în Canada, pentru că eu leacă procedura mai complicată. Pe urmă, într-o zi, vă explic cum să importă gin în Canada, dar până atunci durează. Haideți să vă arăt mai jos în comentarii. Blin, nu ce așa complicat. Uitați-vă, este chiar site. Uitați-vă, intri pe site, este site pe care cumperi bilete. Poate aveți un prieten, poate aveți o prietenă. Poate există acolo niște, poate ați divorțat și aveți acolo o fostă ceva la Montreal, spuneți, fău, asta e pentru că sexist, du-te și regretă că ai petrecut o seară. Și e că voi vă duceți la spectacol și veniți și-l bucurați pe colegul meu Andrei Bolocan. Spectacol este aici, numai fără inoplanetene, la inoplanetene nu vinem, numai fără inoplanetene, jos! Și, repet, pentru cei care ne-au urmărit la început, dacă mai cunoașteți oameni în jura de mijloc, oameni, jii, sănătoși, înțelepți, dați-le de știre că a venit pizdețul peste dânși și trebuie cumva de luat măsuri. Că democrația nu înseamnă să aștepți un candidat politic la primăria comunii să-ți întindă masa pentru că tu l-ai votat. Ok? Ne-am înțeles? Mulțumesc pentru atenție. Vă pup, vă cuprind. De fiecare dată îmi vine greu să ne-au rămas buni la voi. Dați un like la acest comentariu de aur a meu în care există bilete la samoliot, la spectacolul meu de la Montreal. V-am pupat, urmăriți emisiunea Lumina și hei, apropo, nu se face așa. Noi trebuie să mulțumim patronilor emisiunii Lumina. Emisiunea Lumina există pentru că sunt sute de oameni care susțin această emisiune. Noi am fi vrut simpatii, mișcare populară, antimafie. Simt susținut ca mișcare populară, dar acum invidia din noi grăiește. Chris Miron, un patron recent devenit patron emisiunii Lumina, Lucian Movilă, patron emisiunii Lumina, Viorel Mărgineanu, Vladislav Sliusarenko, Eduard Romaniuc, P.
Pe cine mai avem noi aici, că mă uităm prin mail și nu vreau să citesc mail-urile astea cu Enlarge Your Penis. Octavian Morcov, mulțumim că ai devenit patron emisiunii Lumina. Cristina Sorocean, Lilia Balan, Nicolae, ei, Nicolae e mai vechi patron, dar înainte îl chema Nic, dar mă, Nicolae. Oleg Chetrean și-a mărit contribuția, mulțumesc pentru mărire de salariu. Gheorghe Strungaru, Doina Ursu, Romano Boroceanu și la mulți alții v-am scris prin intermediul platformei patreon.com/fedo. Dar nu eu v-am scris, Andrei, colegul meu, că eu sunt detectiv laxativ. Dacă v-a plăcut de mine, să știți că eu apar foarte rar, ca să crezi că această mustață durează câteva săptămâni. Așa e, ce să faci? După 19 ani a încetat să se dezvolte la mine fizicul biologic. La revedere, numai bine, sănătate, vă cuprind, trăiască napolitane, jos inoplanetiane.